Am vorbit aici mult despre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nu eu, Scriptura. Scriptura vorbește și tot Scriptura vorbește în toată Biblia să n-ai alți Dumnezei și că nu există decât un singur Dumnezeu. Eu nu știu cum stau lucrurile în cer și nici mi se cere și nici nu le caut. E treaba Lui. Dar sigur că ne întâlnim de multe ori chiar și cu musulmani și întreabă, voi aveți trei Dumnezei, ce-i cu voi? Cum vedeți dumneavoastră lucrul ăsta? Habar n-am. Dar ce știu precis este că Dumnezeu, în esență, este autoritate ultimă. Și atunci noi definim divinitatea prin omniurile ei, omnipotent, omniștient, omniprezent. Ori nu pot fi șapte de acest fel, că ar fi șapte Dumnezei. Pe de altă parte, Scriptura îmi spune clar, toți știți Marele Shema, nu? V-aș pune să rostiți, cred că l-ați putea rosti. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, tot sufletul, toată puterea ta. Și textul continuă, poruncile care ți le dau și așa mai departe. Dar ce văd? Ascultam în zilele trecute pe Alistair McGrath. Este un profesor, un om de știință de la Oxford, creștin, fost ateu până pe la 20 de ani, s-a întors la Dumnezeu pentru că ateismul lui nu i-a putut răspunde la întrebări și vorbea într-o biserică despre Sfânta Treime, despre Trinitate. Și una din acuzările pe care le primim, mai ales nu de la musulman, dar dacă iau doar pe martorul lui Jehova, unde găsiți în Biblie cuvântul Trinitate? Nicăieri. Este un cuvânt care vine în istorie mai târziu. Dar hai să le iau pe rând. Și Alistair, fără să vorbească despre Trinitate, a făcut câteva observații. Deci, conceptul Trinității este extrem de important pentru că este ca și un pălimar care este așezat în jurul unui Dumnezeu care nu poate fi băgat în cutiile noastre mărunte, care să ne ferească pe noi de a simplifica înțelegerea lui Dumnezeu până acolo încât să-L pierdem printre degete. Și atunci te gândești în primul rând ce mare lucru este să ai un Dumnezeu creator. Un Dumnezeu creator. Dacă te uiți la desfășurarea planului lui Dumnezeu în istorie, ai perioada Tatălui, perioada Fiului și perioada Duhului Sfânt. Da? Perioada Tatălui nu exclude pe Fiul și pe Duhul, pentru că numai deschid cartea Genesa și zice Duhul lui Dumnezeu se mișcă pe deasupra apelor. Da? Este agentul creator al lui Dumnezeu. Vine în Ioan și spune nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Cine le-a făcut pe toate? Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt? Cine le-a făcut pe toate? No, acum, dacă mă limitez la Dumnezeu creator, este extraordinar, însușile Lui nevăzute, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui, se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El, așa cum te poți dezvinovăți. Dar spuneți-mi, ce m-aș face fără un Dumnezeu răscumpărător? Care începe în Betlehem, a locuit printre noi, a cortuit printre noi, plin de har și de adevăr, ca și în pustie, în cortul întâlnirii. Și pe urmă l-am răstignit pe o cruce și a treia zi a înviat și s-a dus la Tatăl 40 de zile mai târziu. Cum ar fi teologia noastră fără răscumpărătorul? Dar cine este El? Ați văzut în Ioan, ce aude Ioan? Pe Dumnezeu Tatăl vorbind. Ce vede Ioan? Pe Dumnezeu Fiul. Nu? Care are curaj să spună, eu sunt glasul care ți-am vorbit, eu sunt cel din tâi. Nu se poate. Și tu să fii cel din tâi și cel de pe urmă, și Tatăl să fie cel. Cine-i cel din tâi și cel de pe urmă? Și asta a creat problema, care a început să frământe pe oameni. Da, da, este Dumnezeu Creatorul, este Dumnezeu Răscumpărătorul. El s-a înălțat la cer și ne-a lăsat aici, în mijlocul problemelor și a persecuției. Cum ar fi să trăiești viața fără Dumnezeu prezent în viața fiecăruia dintre noi, călătorind cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor? Și atunci când citești Biblia, vezi că le ai pe toate acestea. Cu cine vorbește Iisus? Cui se roagă Iisus? Și elementele astea au dat de gândit teologilor și ei au încercat să le pună în cuvinte. Și atunci, diferența uriașă între Dumnezeul musulmanilor și Dumnezeul nostru este că Dumnezeul musulmanilor nu știe iubi. El nu știe intra în relații. El este acolo, undeva.
Ori Dumnezeul nostru, dragii mei, este o relație și noi suntem creați după chipul lui. Chipul lui Dumnezeu în noi este relația cu Dumnezeu, cu noi înșine și cu semenii. Chipul lui Dumnezeu este o relație, mare relație cu Dumnezeu, cu mine însumi și cu cei din jurul meu. Pentru că Dumnezeul nostru este să facem om după chipul nostru. Da? Este o pluralitate intrinsecă. Nu este doar un termen de maestate al dumnezeirii. El nu vorbește cu curtea lui regală, cu îngerii. Noi nu suntem creați după chipul îngerilor. Și atunci toate elementele astea vin și îți vorbesc. Interesant să-i auzi pe evrei creștini, pe mesianici, vorbind despre Sfânta Treime în Scriptură și citând rabinii care nu cred în Iisus Hristos, despre felul în care Dumnezeu se prezintă. Cum poate fi Dumnezeu și în cer și lângă Avram, mâncând din vițelul care l-a gătit? Cum poate fi lucrul acesta? Și sunt o mulțime de texte în care le vezi pe Dumnezeu și în cuptorul aprins și pe tron și... Și atunci limbajul ăsta pe care Biblia îl folosește vine și zugrăvește un Dumnezeu care, dacă încerci să-l simplifici de dragul minții noastre, îl pierzi printre degete. Dumnezeu este, mai ales în cartea Apocalipsa, mielul cu 7 coarne, 7 ochi care cerșele, 7 duhuri ale Dumnezeu. Dar Duhul Dumnezeu coboară peste el în apa Iordanului și Tatăl vorbește din ceruri cu el. Stai fiul meu prea iubit, sau pe muntele schimbării la față. Teologii spun, și mă pot întoarce la Calvin, Luther, cei care s-au frământat, zice, doctrina Trinității e complicat de explicat, dar fără ea, noi nu avem absolut nimica. Am dat doar un singur exemplu. Nu știu dacă una din cărțile care sunt acolo tematice este Vestiți moartea Domnului până va veni El. Și m-am uitat peste toate crezurile bisericii primare. Și surprinderea mea a fost să nu găsesc în niciunul din crezurile bisericii primare, de-a lungul istoriei, au fost multe concilii bisericești, nimic despre de ce a trebuit să moară Hristos și ce avea de împlinit în așteptările Tatălui. Și acolo am găsit 7 lucruri pe care Hristos a trebuit să le facă pentru Tatăl. 7 lucruri. Dacă Tatăl nu-i mulțumit, noi n-avem absolut nimic, dragii mei. Absolut nimica. Și în primul rând a trebuit să vină să dovedească dreptatea Tatălui. Pentru că Tatăl trecuse cu vederea păcatele în vremea îndelunge lui răbdări, un Dumnezeu drept nu poate face așa ceva. Dacă n-ar fi avut un element de închidere în Hristosul sau în Fiul lui devenit Hristosul sau Mielul lui Dumnezeu în veșnicia trecută, acolo îl vede Ioan în capitolul 5. În veșnicia trecută, ca miel pregătit pentru junghiere la împlinirea vremii, Tatăl nu ne-ar fi putut oferi mântuirea, pentru că El dă viața veșnică pe merit. Pe ochi frumoși nu poate da, nici pe credință, dragii mei, pe merit. Și toată a dat-o Fiului. Dacă eu sunt mireasa Fiului, am și eu, dacă nu, n-am nimica. Dar dacă Tatăl a enunțat noul legământ în Ieremia și Domnul Iisus stă la masă cu ucenicii săi, la cina cea de taină, zice, acesta este sângele legământului cel nou. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Cum adică sângele legământului? Dar cine ești tu? Pavel spune, un testament n-are valabilitate până la moartea testamentarului. Dar cine a promis noul legământ sau noul testament? Dumnezeu Tatăl. Cum vine Fiul să-mi spună eu validez, ratific noul legământ? Cine ești tu? Dacă El nu este Dumnezeu adevărat, dacă nu e adevărat ce am citit în Apocalipsa, eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, eu și Tatăl una suntem. Dragii mei, noi ne adunăm absolut degeaba. Mă ascultați pe mine absolut degeaba. N-avem nimica. Trebuie să moară Dumnezeu Tatăl. Dar vom vedea mâine dimineață, dacă trăim, Dumnezeu era în Hristos pe cruce, împăcând lumea cu sine. Și această unitate dintre Tatăl și Fiul e absolut obligatorie. Abia după ce Tatăl este mulțumit în celelalte 7 lucruri pe care le primesc eu. Pentru că citesc, zice, urmați dar pilda lui Dumnezeu, Efeseni capitolul 5, versetul 1,
Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros. Ce zice mai departe? Lui Dumnezeu. Observați, Hristos este prins într-un fel între datoria lui față de Tatăl și datoria lui față de noi. Datoria lui din perspectiva planului Dumnezeu. Care vine prima dată? Relația cu Tatăl sau relația cu noi? Relația cu Tatăl. Și de aceea, în ultimă instanță, Hristos a murit să-L împace pe Tata, să-L satisfacă pe Tata, să împlinească când a băut paharul, nu cum voiesc eu. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Și abia când Tatăl este mulțumit, noi putem beneficia de jertfa Lui. Și atunci, elemente de felul ăsta și sunt 7 lucruri pe care le-a făcut pentru Tatăl, găsiți în Vestiți moartea Domnului. Și abia când Tatăl și planurile Lui sunt împlinite, ne rămâne și nouă ceva. Dar elemente de felul ăsta mă obligă să gândesc natura Lui Hristos. E complicat să zici om adevărat și Dumnezeu adevărat, deodată. E complicată povestea asta. Dar așa îl prezintă Scriptura. Și atunci limbajul Bibliei i-a obligat pe creștinii primelor veacuri să se frământe, să diferențieze între Dumnezeul sinagogii și Dumnezeul creștinilor. Și a venit momentul în care trebuie să rupă această relație, dragii mei. Trebuie să rupă această relație. Pentru că toată supărarea a venit, noi nu putem avea 3 Dumnezei. Voi sunteți cu 3 Dumnezei. Noi avem unul singur. Și noi spunem același lucru. Avem triunul Dumnezeu. Triunul Dumnezeu. Da, triunul Dumnezeu. Dumnezeu în 3 persoane. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Imaginați-vă un triunghi. Tatăl nu-i Fiul, Fiul nu-i Duhul, Duhul nu-i Tatăl. Dacă merg pe catetele triunghiului, dacă vin spre centrul triunghiului, Dumnezeu, Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu, Duhul Sfânt este Dumnezeu. Și la toate cele 3 persoane, Biblia atribuie omniurile Lui, a tot prezent, a tot știutor, a tot puternic. Dar, e numai cât știu eu, restul... Amin, amin, amin. Și eu zic de multe ori, când îl voi vedea, îl voi întreba. Și vă dați seama că toți avem limitele noastre în înțelegerea lucrurilor. Și felul în care înțelegem lucrurile ne-ar putea despărți. Sau am putea să zicem, Domnul ne va lumina. Pavel spune un pic altfel. Pavel spune, Domnul vă va lumina. Da. Acum, asocierea cu învățătura lui Balaam mi-aruncă o lumină asupra lor. Pentru că nicolaiții erau o realitate nou-testamentară, bântuiau prin cele 7 biserici cu învățătura lor. Dar asocierea cu învățătura lui Balaam mă obligă să mă întorc în capitolul 22-24 din Numeri. Da? Din Numeri. Sunt în mijlocul secțiunii care vorbește despre teologia păcatului cu voia, pentru care nu este iertare. Și păcatul cu voia, ca să creez cadru, se întâmplă ce se întâmplă la Cades Barnea, când vin iscoadele și ponegresc țara și poporul se răzvrătește și Dumnezeu vor să-i linșeze pe Moise și Aron și Iosua intră între ei și zice, Domnul va fi cu noi și vom mânca. Dar poporul era deja și apare Domnul, zice, pe viața mea jur, cât este adevărat că eu sunt viu și că slava Domnului va umple pământul, atât este de adevărat că nici unul dintre cei care ați fost numărați în oastea Domnului, de la 20 de ani în sus, nu veți intra în țară, veți muri în pustie, afară de Iosua și Caleb. Imediat după aceea, ai capitolul 15, o recapitulare a Leviticului, capitolul 16-18, Marele Preot, răscoala lui Core, Datan și Abiran, capitolul 19, Vaca Roșie. 38 de ani, Dumnezeu i-a învățat, cine moare cu păcatele pe el, devine necurat și spurcă pe oricine se atinge de el. 38 de ani i-a învățat ce înseamnă să mor cu păcatele pe tine.
Pe urmă ai capitolul 20, accidentul lui Moise. În loc să vorbească stâncii, lovește stânca. Și Dumnezeu spune, îmi pare rău, cu i s-a dat mult, i se cere mult, nu vei intra în țară. Wow! În Deuteronom de 5 ori este cântecul de lebăde al lui Moise. Doamne, te rog, te rog. Și Dumnezeu trebuie să strige la el, să nu te mai aud. Îl duce pe muntele Nebo, arată țara și îl îngroapă. Da? Capitolul 21 sunt șerpi înfocați. Pentru prima dată, generația asta este obligată să creadă sau să moară. Sunt mușcați. Moise primește porunca, ridică un șarpe de aramă pe prăjină. Imaginați-vă medical, stupizenia acestei porunci. Iosu, în picioare, în mână, cu veninul. Și mureau pe capete. Și el zice, domnule, dacă priviți la șarpe, veți trăi. Domnul Iisus pe urmă zice, cum a ridicat Moise șarpele în pustie, așa trebuie să fie. Oh, de ce-i toată povestea? După care ajung în ea Moabului și Balac trimite de Balaam văzătorul ca să vină la întrebarea ta. Și vine și blastemă în poporul acesta. Dar ce înseamnă blestema un popor? A rupe relația dintre el și Dumnezeu. Te duci de pildă la preot să arunci un descântec pe cineva. Asta era toată ideea. Și vine Balaam și îi spune, acolo foarte trebuie să fie textul, pentru că în limba română ai Domnul și Dumnezeu. Dumnezeu este un termen generic, Elohim, Domnul este Iahve, da? Și dacă nu știi, nu știi cine vorbește și ce se întâmplă în textul respectiv. Dar când citești cu atenție textul, ce face Dumnezeu este până la urmă zice, du-te, dar vine și încalecă lungimea de undă a lui Balaam. Și așa cum a vorbit prin măgăriță, începe să vorbească prin el. Binecuvântare după binecuvântare după binecuvântare. Și Balac se înfurie, zice, eu te-am chemat, am vrut să-ți dau onoare și cinste, dar tu ți-ai mâncat onoarea. În loc să blestem, ai binecuvântat. Zice, pot eu să fac ceva împotriva? Era conștient de realitatea lumii spirituale. Și ca să nu meargă cu punga goală, îi vine o idee. Zice, ce-ar fi să anunț o sărbătoare? Să chem cele mai frumoase fete, să le parfumez frumos, să creați pizza și prăjituri și a venit să-i invitați la sărbătoarea voastră. Și Israel începe să curvească. Dragii mei, cine a putut face de scântecele, a făcut păcatul. Și în ziua aceea mor 24.000 din copiii lui Israel. 24.000 în ziua respectivă. Și învățătura lui Balaam este să te ajute să accepți compromisurile ca să nu suferi, ca să nu-ți pierzi locul de muncă, ca să fii promovat, ca să... Well, e cam peste tot. Vom discuta după masă, dacă nu s-a dormit după pizza, dar despre numărul fiarei și numărul numelui ei, da, pe mână și pe frunte. Și atunci, undeva pe aici, din pricina asocierii dintre Nicolaiți, eu nu știu cine sunt, că nu o fi Sfântul Nicolae la care noi aducem în păpuci ciocolată, și... dar asocierea cu învățătura lui Balaam mă aruncă în Vechiul Testament și începe să-mi spună cam despre ce ar putea să fie vorba. Dar apoi am și pe Izabela din Tiatira, care i-a dus pe să cunoască adâncimile satanei. Mă, cu cât mai jos caz, cu atât mai dulce va fi mântuirea. Da? Așa că să curvim și să ne... Nu știm ce s-a întâmplat, pentru că bisericile știau exact, Ioan știe exact cui scrie și de ce. Dar pe undeva pe aici aș căuta răspunsul și o vedeți din nou cum mă ajută Vechiul Testament să dau sens unor lucruri care nu le înțeleg în Noul Testament, dacă mă gândesc strict la cuvintele respective. Mai puteți? Te rog. O întrebare ar fi despre legătura care ați făcut-o între fiară și Roma. Vreau să văd dacă ziceți că Roma înseamnă Cezarul, Imperiul Roman care s-a terminat în 400 cât a fost, sau chiar și resturile lui în sistemul nostru legal de azi, sau cum merg chiar și alții mai înainte și zic Biserica Catolică. Acolo, cum ați face, nu știu, catoful. Vă spuneam, există atâtea interpretări și n-aș vrea să înmulțesc și eu lucrurile, dar capitolul 13, despre care vom vorbi dacă mai rămâneți, ne aruncă
între cele două fiare, fiara, prima fiară și a doua fiară. Și cele două fiare reprezintă două sisteme, da? Sistemul politic, sistemul religios. Întrebarea este ce se întâmplă când cele două sisteme se îngemânează. Gândiți-vă de pildă când te gândești la Cezar. Unii s-au îndumnezeit, cum este Antioch Epifane al IV-lea și trebuie să-i aduci jerfe. Alții au fost îndumnezeiți post-mortem, dar Cezarul, într-un fel, se socotea a fi Dumnezeul în viață, așa cum Faraon este Dumnezeul în viață, Ra sau Re. Și atunci Cezarul opera prin întregul sistem. Și atunci sistemul politic, de pildă când Antipa, martorul credincios, a fost omorât, păi cel care avea ius gladi, dreptul săbiei, era guvernatorul. El rostea judecata și el putea... Și atunci, de multe ori, sinagoga satanei care opera pentru că erau într-un fel în cârdășie cu puterea politică, se foloseau de puterea politică ca să aducă prigoană asupra creștinilor. Pentru că ei erau împotriva lui Iisus. El nu este Hristosul, este un impostor, a fost blestemat fiind răstignit pe un lemn și de aceea a fost respins. Dar conviețuirea asta între politic și religios o găsești pe urmă în capitolul 13, deschis sau plecând de pe contextul istoric imediat și pe urmă o veți găsi de-a lungul istoriei. În orice profeție are alunecări înspre viitor, dar întotdeauna pleacă din prezent. În cazul acesta pleacă din prezentul celor 7 biserici. A doua e că am vorbit și despre Duhul Sfânt și Trinitate. Dacă Trinitatea e în comuniune perfectă, Tatăl cu Fiul, Fiul cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, și Duhul Sfânt e în noi acum, mi-a venit gândul și mă întreb dacă e eretic sau nu. Dacă noi având Duhul Sfânt în noi, nu suntem și noi în comuniune cu Trinitatea, chiar perfectă, pentru că e, nu poate să fie undeva unde nu e... Sfințenie perfectă? Aia mă gândesc că, pe de o parte, parcă sună corect, pe de altă parte, sună cam eretic. Și hai să spun o întrebare. Tu ești Sfânt perfect? Nu? Poți, cum poți fi în armonie cu Trinitatea? Aia mă gândeam, că ceva nu percutează. Dar să o spun altfel. Zice Scriptura că nicio împărăție nu poate fi dezbinată împotriva ei. Când spune Domnul Iisus lucrul acesta? Scoate Duhul necurat dintr-un îndrăcit, și el stătea liniștit în mijlocul lor și farisei din spate zice, scoate dracii cu degetul lui Belzebul. Și Domnul Iisus zâmbește, zice, cum pot eu să dezbin Belzebul să lupte împotriva lui? Și el dă principiul acesta, când zice nicio împărăție, sunt numai două împărății, împărăția lui Dumnezeu și împărăția Întunericului. Dacă împărăția lui Dumnezeu, împărăția Întunericului nu poate fi dezbinat ca Belzebul, domnul dracilor, să scoate dracii cu Belzebul, cu ajutorul, da? Dacă domnul dracilor nu scoate dracii cu forțele lui, nu poate dezbina împărăția, atunci nici Sfânta Treime nu poate fi dezbinată. Dar Tatăl a zis, plata păcatului este moartea. Domnul Iisus a plătit prin sângele lui toate păcatele omenirii, trecute, prezente și viitoare. Ce poruncă are Duhul Sfânt? Duhul Sfânt a primit mandatul de a dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Ce se întâmplă când eu, ca și credincios, locuit de Duhul lui Dumnezeu, păcătuiesc? Să nu-mi spuneți că voi credeți că un credincios nu poate păcătui, pentru că Scriptura spune, v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem ca Tatăl și mijlocitor și jertfă de ispășire. Dar acum a intrat păcatul în mine, ce se întâmplă în momentul respectiv? Duhul trebuie să-și oprească toate motoarele în mine. Nu mai poate face nimic pentru mine decât un singur lucru, își păstrează flacăra de veche. Adică mă poate dovedi vinovat în ce privește păcatul. Până când nu accept această lucrare a Duhului Sfânt, el nu poate vorbi prin limbi, dracii vor vorbi prin limbi în mine, nu poate proroci, dragii mei, nu poate face nimic. Pentru că Duhul Sfânt ar dezbina Sfânta Treime. El trebuie, practic, se întristează și dacă n-ai gris, se stinge în tine, da? Nu lua Duhul tău de la mine, strigă David după păcatul lui cu Batșeba. Și atunci, ce face Duhul Sfânt? El își reduce lucrarea
pentru a mă dovedi vinovat să mă trimite la Hristos. Când am acceptat această lucrare, sângele lui mă curăță, Duhul din nou capătă libertatea să lucreze în mine. De ce e atâta neputință în noi? Din pricina compromisurilor, din pricina păcatelor, din pricina faptului că noi avem impresia că le știm, dar călcăm principii simple pe care Biblia le pune la dispoziția noastră. Și atunci eu cred că rolul, parte din ascultarea mea de Dumnezeu este și pocăința mea. Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu Dumnezeu și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, dar ce înseamnă a umbla în lumină? Știți cum continuă textul? Avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat. Imaginați-vă că este un păcat. Și eu l-am dosit, buzunarul meu. Dar eu cânt, predic, intru în cușcă la baterie și mama focului, ce bucurie e pe noi. Dar nu mi-am rezolvat păcatele. Well, a umbla în lumină înseamnă scoate păcatul, să-l pune pe frunte, al mărturisii. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățe de orice nelegiuire. Cine zice că rămâne în Hristos, trebuie să trăiască cum a trăit El. Diferența dintre mine și El este că a fost ispitit în toate lucrurile ca mine, dar fără păcat. Eu sunt ispitit în toate lucrurile ca El, uneori biruitor, alteori am căzut, dar mă ridic și asta e parte din ascultarea mea. Și îmi mărturisesc păcatul cât de repede, pentru că păcatul face trei lucruri. Mai întâi, mă minte. Apoi mă înfășoară, ca pe aia în genul Prada, și pe urmă mă împietrește. Și o inimă rea și necredincioasă mă desparte de Dumnezeul cel viu. Am citat Scriptura, da? Mă desparte de Dumnezeul cel viu. Și atunci zice, astăzi dacă auziți glasul Duhului Sfânt, vă împietriți inima. Pocăința nu trebuie amânată, dragii mei. Eu am învățat o lecție în relație cu nevastă mea, aici lângă mine. Nu se poate. Când noi ne curtam, niște misionari ne-au trasat curba căsniciei, o sinusoidă, da? O sinusoidă. Și au tras o linie peste ea, zice, aici v-ați întâlnit, aici e nunta și aici e divorțul. Unul era în sura de 14 ani, celălalt de 8 ani. Și au început să ne vorbească despre relații. De când te întâlnești până când te căsătorești, este curba iluziilor. Dragostea e oarbă. Indiferent cine ce-ți spune, nu crezi. Pentru că visezi. Și nimeni nu te oprește să visezi la cea mai fericită căsnicie. Dar te uiți un pic în jur și te sperii, pentru că nici tata, nici mama, nici vecinii nu sunt cam așa. N-a trecut o săptămână după nuntă și începe curba deziluziilor. Pentru că am descoperit că Dumnezeu în înțelepciunea Lui ne-a pus la oaltă, uite așa, între cele patru concepte care definesc personalitatea. Eu am două și nevastă mea are pe celelalte două. Eu sunt doar o jumătate, un păpuc pe stânga. Am nevoie de păpucul pe dreapta ca să pot umbla. Și Dumnezeu în înțelepciunea Lui în felul ăsta ne pune la oaltă pe Mihaela și pe Oana și pe Mihail, să nu spui mai departe că într-un bucluc, dar ne pune la oaltă. Ei, toate diferențele astea încep să-i calce pe nervi. Toate. Ne-am căsătorit, vin de la lucru, îmi pune zama în farfurie, eu iau prima lingură, o gust, mă opresc, zic, mama nu așa făcea. Și nevastă mea ia farfuria, o varsă în chiuvete și du-te mâncă la maică ta. Dragii mei, de 50 de ani am învățat lecția, odată nu i-am mai băgat de vină. Îi mulțumesc frumos pentru povestea asta. Odată nu i-am mai băgat de vină. Dar sunt diferențe despre mama gătea cu zahăr, ea gătea cu afumături. Acum și nu le pot gusta pe celelalte. E cea mai bună gospodină, da? Dar mi-a trebuit un pic de timp să... Pe urmă, ai toate celelalte lucruri. Ea e femeie, eu sunt bărbat. E un număr ca bărbații. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Știți cum numără nevastă mea? 1, 2, 10. Și o întreb, cum ai ajuns la 10? Zice, nu știu. Dar în 50 de ani am învățat care dreptate. Pentru că femeia are o intuiție feminină pe care noi bărbații nu o avem.
De ce a zis Dumnezeu, nu-i bine ca Cristi să fie singur, nu să-i dau un ajutor potrivit? Sau de ce e povestea asta? Dacă n-aș avea o lipsă profundă, Dumnezeu ar fi făcut o prostie să-mi dea ceva ce mă încurcă și nu am nevoie. Dar dacă încep să vezi înțelepciunea lui Dumnezeu și vezi care e rostul familiei, încep să vezi de unde vin frecușurile. Și dacă nu înveți să le rezolvi la timp, ajungi la divorț. Uitați-vă la statistici, uitați-vă ce e în biserici, te îngrozești. Bătrânii noștri n-au știut așa ceva. Și acum le vedem la fiecare pas. Și elementele astea, dragii mei, vin din... Doar acceptarea rezolvă lucrurile. Pe măsură ce îmbătrânim, eu devin mai mult ca mama, ea devine mai mult ca maică-sa. Pe măsură ce îmbătrânim. Și cum umblă și cum vorbește și... Eu trebuie să am o discuție cu soacră mea. Pentru că soacră mea a avut-o târziu, la 40 de ani, cu un soț bătrân cu ciroză, nu bătrân, ci cu ciroză, dragii mei, care nora plângea, se ruga ca Domnul să-l mai țină în viață și care au trecut prin nu știu câte morți a îngropat toți copiii afară de nora, da? Toți copiii afară de nora și care au trebuit să lupte cu viața și s-au învățat să dirigeze. George, adun bicicla! Da? George mergea și aducea bicicla. Curățăm cartofii! Da, le curăța cartofii. Dar cu mine, nu eu mers așa. Și o trebuie să iau de umăr, să o ridic un pic, era mai mică de statură, zic, bun, e ce eu șeful. Și au zis, da, înțeleg, dragul meu. Și ne-am împăcat de atunci până la moarte, n-am avut probleme. Dar observați diferențele astea, le car cu tine din familie. Și atunci de aici pleacă frecușurile. Dar cum le rezolv astea? Nu schimbându-l pe celălalt, ci acceptându-l pe celălalt de dragul lui Hristos. Și asta este cheia unei căsnicii, dragii mei. Dar în felul acesta, noi începem să conviețuim, să ne completăm unul pe altul și să ne bucurăm unul de altul. N-aș da ceasul înapoi. Cu toate durerile prin care am trecut, n-aș da ceasul înapoi, dragii mei. Domnul e bun și știe ce a făcut. Eram la o conferință și vorbea Dr. David Gooding, unul din mentorii mei de la Belfast. Am stat la el un an de zile și vorbea din Corinteni. Și era bătrânul, a fost profesor la Queen's University și a lucrat cu studenții toată viața lui. Și avea ochii pe ochelarii pe ochi și își trage ochelarii jos, se pleacă în față și zice, cine e vinovat de tragedia din acest univers? Era o conferință cu frații creștini de pe Evanghelie, era o singură femeie, soția căruiva care n-a putut să meargă în spate și un cor bărbătesc, ați auzit acolo. Femeia... Da? Și bătrânul își trage ochelarii pe nas, să pleacă un pic înainte, zice, femeia a fost înșelată de cel mai strălucitor și înțelept arhanghel al lui Dumnezeu. Bărbatul a vândut pe Dumnezeu pentru o femeie, cine e mai vulnerabil? S-a lăsat o tăcere de mormânt. Pentru mine mi-a căzut fisa, pum! Și de acolo încolo am început să înțeleg cât de înțelept a fost Dumnezeu să-mi dea o femeie care e complet diferită de mine. Ca împreună să învățăm să creăm un întreg, da? Spre slava Lui. Și de aceea, la noi în biserică, când tinerii vin la altar, ei rostesc după mine. Tatăl meu care ești în ceruri, în prezența ta, spre slava ta, eu, Beniamin fără gău, hotărăsc să iau în căsătorie pe Leonora Ponta. Te rog să mă ajut să pot iubi cum a iubit Hristos biserica, la bine și la greu, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie, până când moartea ne va despărți. Și în momentul acela am luat relația dintre mine și soția mea și am pus-o în mâna Domnului și acolo la altar i-am promis că nu fac nimic în această relație fără să-L întreb pe El, iar când am greșit îmi cer iertare. Pentru că sunt în relație cu soția mea, nu spre binele meu și fericirea mea, ci spre slava Lui. Și același lucru spune ea. În prezența ta, spre slava ta, accept să fiu luat de căsătorie de Beniamin fără gău. Te rog să mă ajut să fiu supusă ca Domnului, la bine și la greu, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie, până când moartea ne va despărți. E o taină. Vorbesc despre Hristos și biserică. Doamne ajută!